Decizia ca o persoană din afara Serviciului Județean de Ambulanță să preia interimatului aparține directorul Direcției de Sănătate Publică, Marius Boieriu, și prefectului de Gorj, Liviu Andrei. L-am informat pe șeful meu, pe domnul prefect al județului Gorj, Liviu Andrei, care este șeful serviciilor publice. Ne-am consultat. Decizia și părerea dumnealui este că ar fi bine să fie o persoană din exterior. Locul Anei Duma va fi luat începând de săptămâna viitoare de Marian Niculescu, vicepreședinte al Biroului Permanent Local al Partidului Democrat Liberal. Cel care va fi manager interimar nu are nicio legătură cu sistemul sanitar, fiind director al unei societăți de asigurări. Democrat Liberalul vrea să schimbe imaginea serviciului de ambulanță și susține că știe toate problemele de la salvare. Am înțeles că săptămâna viitoare o să fiți numit. Da, să ia decizia, da. Și ce planuri aveți cu serviciul județean de ambulanță? În primul rând să-i dăm o altă față acestei unități, că după câte știți s-a vorbit mai mult la negativ în ultima perioadă, în special după Revoluție. Cunoașteți problemele de acolo? Eu cred, da. Surse neoficiale susțin că Marian Niculescu va fi numit în funcție luni de dimineață.